Este clar că aceasta este perioada dovlecilor. Îi vedem peste tot în piață, copiii sunt încântați să-i decoreze, doamnele să facă plăcinte. Larisa, colega mea, s-a gândit la un lucru absolut deosebit. Cum să transforme un dovleac într-un aranjament splendid floral? Bineînțeles că a apelat la sfatul specialiștilor de aici, de la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București. Eu sunt foarte curioasă să aflu cum, pentru că vreau și eu să fac. Toamna ne surprinde cu cele mai frumoase culori, așa că de dimineață m-am gândit să trec prin piață, să achiziționez un dovleac și să ajung la prietenii noștri de la Grădina Botanică din București pentru a realiza un decor tomnatic într-un dovleac cu flori care mai de care mai frumoase și specifice toamnei. Alături de mine este doamna Eugenia Niță, prieten drag, exact cum spuneam, și aș vrea să mă ajutați să duc în casa mea un colț de toamnă din Grădina Botanică. Asta vom face împreună. Avem un dovleac destul de măricel, spun eu. Da. Este deja scobit. Și avem pregătite aici și un burete îmbibat cu apă, flori și ustensilele necesare pentru toate a vă buca dumneavoastră de treabă și eu să învăț. Vom folosi buretele special pentru aranjamente florale. Se poate întâmpla să nu găsiți acest burete și atunci putem foarte bine să punem un borcan cu apă, o cană cu apă și să putem face aranjamentul. Ca să protejăm totuși un pic dovleacul, cine știe, poate ajunge și să fie copt, punem o folie de protecție. Da. Dacă eu aș vrea ca aranjamentul meu să fie foarte înalt, dar nu vreau lucrul ăsta, aș lăsa buretele așa. Pentru că nu vreau aranjamentul foarte înalt, voi tăia buretele și pot să-l folosesc pentru un alt aranjament. Și pentru că este toamnă, evident că ce putem folosi ca accesorii, frunzele de toamnă. Acestea sunt frunze de la arborele cu lalele, Liriodendron tulipifera. Ce culori frumoase! Pentru mămicile cu copii și cu nevoie de inspirație, pot face pisicuțe sau vulpițe. Lipesc sau desenează ochișori, năsuc și mustăți și este o pisicuță autentică. Iată și altfel de inspirație. Da. Frunzele pe care le folosim trebuie scurtate codițele lor. Aveți aici o foarfecă specială, vă le dau. Ideala este foarfeca aceasta, dar și foarfeca obișnuită de croitorie este, poate fi folosită la nevoie. Doar că este mai ușor cu aceasta specială pentru plante. Sigur că da, sigur că da. Buretele fiind moale, nu facem decât să introducem codița frunzelor. M-am gândit că s-ar putea ca la un moment dat să ni se pară că este prea multă toamnă și să fim nostalgici după frunzele, după verdele frunzelor din vară. Și atunci, dacă o să fie nevoie să mai punem și un pic de verde, vom pune. Deja prinde un contur foarte frumos. Ok. Aici avem dalii. Dalii despre care, sigur, știți cu toții că în perioada aceasta, după ce trec florile, rădăcinile lor trebuie scoase și depozitate într-un strat de nisip, în locuri răcoroase și aerisite, pentru ca în primăvară, să le putem, planta. Și aici tăiem codița din scurtăm nou. Codița. Dacă aș fi vrut un aranjament foarte înalt, n-aș fi făcut lucrul ăsta, dar așa cum v-am spus, eu îmi doresc ceva mai jos. Mai jos. Sigur. Da. Și mi s-au părut foarte potrivite culorile acestea pentru Sigur că da. Ziua aceasta. Și aceasta este foarte frumoasă, așa mai micuță, bătută, cum îi spunem în popor. Dalia pompon. Cum? Pompon. Pompon? Da. Dar aceste biluțe mov, lila, sunt superbe. De unde provin? Sunt dintr-un arbust care se numește calicarpa. Sunt mai multe specii de calicarpa. E un arbust foarte, foarte drăguț. Ajunge la înălțimi de maxim 2 metri.
primăvara face niște floricele mici, ca niște steluțe albe roz. Și toamna ne încântă cu acest colorit. În funcție de specie sunt mov mai închis, sunt albe. Și rezistă peste iarnă așa? Sau nu? Le cam mănâncă păsările. Dar este un arbust pe care dacă l-am amplasezi într-un loc luminos, nu e foarte pretențios. Poate să tolereze și semi-umbra. Și deja și un trandafir. Da, pentru că încă mai sunt în grădină trandafiri, m-am gândit că este păcat să nu îi exploatăm. Sigur că petalele care sunt un pic trecute le îndepărtăm. Și despre trandafiri, știți că toamna se scurtează și că se mușuroiesc, deși mulți nu recomandă mușuroitul în perioada de în zona Bucureștiului, pentru că se consideră că nu ar fi atât de rece peste iarnă, dar cum frica păzește pepenii, eu aș recomanda. Și acest procedeu, inclusiv în partea de sud a țării. Da, da. Chiar dacă sunt doar câțiva în fața... Și nu e foarte complicat, se ia cu cazmaua și se pune la baza trandafirului un mușuroi. Dacă este cumva ger și îngheață partea de deasupra, sunt mungurii aceia care sunt protejați și care pot să pornească. Sigur. Okay. Ajungem și la acestea? Sigur că da, sigur că da. Să vedem cum... Asta este foarte frumoasă așa și nu aș tăia-o, pentru că ea oricum o să se vadă din două locuri. Ce frumos! Și mai avem una. Și mai avem una pe care codița este prea lungă. Și mai avem și niște fire de iarbă, le spun eu, dar sigur sunt mai mult de atât. Da, este eulalia sau miscanthus. Da. Este din flora Asiei. Și este foarte drăguță în perioada asta când deja încep să treacă, pentru că la un moment dat vor trece daliile, vor trece tufănelele, ea rămâne și este foarte, foarte de viață grădinii, sigur. Foarte decorativă, da. O scurtăm și pe aceasta. Și facem așa ca un matuf, să vedem, mai punem. Poate și aceasta. Da, și asta cred că are și lungimea care trebuie. De hortensii ne vom mai folosi? Sau da, credeți că da, este prea încărcat? pentru că aici, spre mine, da, sunt goluri. Okay. Și se vede buretele. Și un aranjament care este foarte reușit nu ne permite să vedem buretele. Și atunci, pentru că hortensia este foarte generoasă ca și inflorescență, vom acoperi. Inflorescența asta este e trecută acum, trecută, dar sigur, este încă frumoasă și dacă noi o culegem și o punem agățată așa să se usuce și pe urmă o dăm cu un spray auriu, putem face un aranjament foarte frumos în perioada sărbătorilor de iarnă. Și acum să vedem dacă simțim nevoia și de puțin verde. Parcă ar merge așa un pic. Este prea trist și prea tomnatic, nu? Sunt culorile pastelate, este frumos, dar având în vedere culoarea dovleacului, predominant oranj, portocaliu, cum să-i spunem, parcă ar mai merge ceva. Un pic de culoare și atunci ar trebui să-l și fixez aici, așa. Avem aici niște agrafe de birou. Vă folosesc aici, credeți? Nu ne trebuiesc neapărat, am rupt-o. Sigur că sârmele speciale ar fi mult mai indicate, dar ne putem descurca și cu ce avem în casă. Gata. Există și variante în care putem folosi și capacul. Da, și mă voi folosi de cealaltă jumătate de agrafă. Da, și am putea să-l punem cumva pe care putem să-l umbrească din să-l sprijinim. Ia să încercăm. Așa. Nu sunt convinsă că nouă o să ne placă varianta asta, dar
Aha, deci ar putea fi pus... El poate să stea sprijinit. Da, dar în cazul acesta cred că ar fi așa, trebuit altfel... Și fața este asta, numai că el în timp se depreciază și nu este foarte, foarte aspectos. Așa că ăsta poate fi transformat în plăcintă. Mai bine. Totul a fost Halloween-ul de curând. Cu siguranță unele mămici încă mai au dovleci. Deci iată, cu câteva plăntuțe frumoase, mergeți la piață și realizați un decor care... poate ține câteva zile bune dacă mai udăm buretele, așa? Da, da, da. Din cauza asta am pus folia aceea care să protejeze și fix de obicei când primiți un aranjament floral, fix în mijlocul aranjamentului, desfaceți un pic și turnați apă, ca de acolo apa se distribuie uniform.